bărbat de 65 de ani din Buzău a fost găsit azi fără suflare în curtea unei case în care locuia de 2 ani în gazdă. Se pare că bărbatul și-a pus capăt zilelor, iar tragedia a avut loc pe strada Uzinei. O vecină l-a văzut pe bărbat și a sunat la 112 pentru a solicita intervenția poliției. Din spusele proprietarei casei unde a fost găsită persoana spânzurată, reiese că bărbatul a locuit o vreme în cartierul Istru, nu realiza venituri, muncea cu ziua prin cimitir pe la morminte și avea probleme cu alcoolul. Cu toate acestea, nu provoca scandalul și nici nu a dat semne că intenționează să provoace vreun gest necugetat. Polițiștii criminaliști prezenți la fața locului au preluat probe pentru cercetări, în timp ce corpul bărbatului a fost transportat la morgă pentru efectuarea necropsiei, cea care va stabili cauza morții.